Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul ți-a atras sau dacă ți-a ieșit în cale această citire, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, ce trebuie să știi. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Să vedem pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Să vedem. Bun, a început citirea pentru tine. Început cu o carte a norocului, o carte a abundenței. La bază avem aici o persoană puternică, cineva care are multe resurse. Este o persoană care simt eu că vine și pleacă din viața ta. Este cineva care vrea să te protejeze, însă în același timp parcă își apără teritoriul, parcă te vede pe tine ca un teritoriu. Pe de altă parte, mai văd aici o companie, o firmă, ceva important, cineva care vrea să te convingă de un anumit lucru. Poate ar fi bine să fii puțin atent sau atentă. Parcă cineva aici și-a schimbat perspectiva, adică a ales să dea dovadă de sinceritate sau a ales să îți fie alături. Pentru tine, noroc, bani pentru tine, deci aici o sumă de bani pe care o primești. Poate să fie vorba și despre abundență, deci dacă aștepți un răspuns legat de bani, acesta este pozitiv, însă văd aici că ești într-o perioadă norocoasă, ești într-o perioadă frumoasă. Să vedem despre ce este vorba. Văd o sumă de bani, o casă, poate este și un moment în care te răsfeți mai mult, ai grijă de tine. Pentru tine, bani mulți, deci nu știu, niște bani care îți vin sau o ofertă bună pe care o primești. Poate aștept să rezolvi ceva legat de muncă și atunci la fel este un răspuns pozitiv. Cineva care vrea să te revadă, mai văd aici. O veste bună. Deci pentru tine e clar, apare o veste bună legată de un proiect important, legată de o sumă mare de bani. Într-un moment de lacrimi, într-un moment ciudat sau vestea asta te impresionează foarte mult. Da? E cineva care își dorește mult să colaboreze cu tine sau este cineva care își dorește foarte mult să se apropie de tine. Uite, o veste cu bucurie mare de la cineva care vrea să te revadă. Pentru casa ta, în schimb, avem lupul, da? Cineva care fură, e un inamic, e cineva care la fel vrea să-și păstreze teritoriul. Ai o persoană aici care e puțin șireată, aș zice eu. Hai să vedem pentru casă. Ce-i cu lupul? Avem relație, cununie și întâlnire. Deci aici o întâlnire în cadrul căreia ai o discuție despre ideea de relație, despre continuarea relației sau despre o eventuală căsătorie, logodnă, mutare împreună. Mai vreau o carte pentru casă. Un prieten sincer. Deci o discuție pe care o ai cu un prieten sincer pentru casa ta, pentru sufletul tău. Cu bucurie mare, deci aici e clar cineva care te pândește, cineva care vrea să se apropie de tine, cineva care vrea să-ți vină în vizită. În curând, un sfârșit și un nou început, roata aceasta care se învârte, în curând văd aici un noroc pentru tine, dar văd și un moment în care ceva se schimbă, ceva se transformă, se întoarce roata pentru cineva. În curând, ce vrea să spun? O pagubă, o pierdere. Deci în curând fie afli despre o pagubă, o pierdere a cuiva, fie este un moment în care
Cineva ia o hotărâre despre care îți spune. Mai vreau o carte. Proces și judecată. Deci se face dreptate. Cartea asta înseamnă și o decizie juridică, dar cartea asta poate să însemne și o veste care apare legată de acte sau legată de o hotărâre importantă. Deci te vezi cu cineva, stai de vorbă, luați o decizie, mai vreau o carte. O casă străină, deci o veste care apare dintr-o casă străină. Sau cineva care îți vine în casă, așa cum am zis, poate e lupul ăsta care... Uite, avem o veste despre un final și o bucurie de departe. Deci ceva care poate durează de mult timp și care acum se finalizează. În viitor, văd aici o persoană care se așează în viața ta. Este o persoană foarte hotărâtă, serioasă, asumată. Poate să fie un bărbat puternic. Ia să vedem în viitor. O companie plăcută. Deci în viitor aici tu ai o discuție cu cineva. Este o discuție frumoasă, sinceră. Doar că este o persoană inteligentă, este o persoană care te poate lua prin învăluire cu niște vești bune, cu niște noutăți plăcute. În viitor. Și uite, noroc, dragoste sinceră și mare noroc. Deci e o întâlnire norocoasă. Ce nu știi tu? Abundență, noroc, bani. Deci poate tu nu ești conștient de abundența asta în care ești, poate nu ești conștient sau poate încă nu știi de această ofertă, de acest proiect, de această schimbare mare care apare în viața ta. Este vorba aici și despre o persoană profundă, sinceră, dar și o persoană care ascunde poate o situație financiară. Hai să vedem ce nu știi tu. Gelozie și ești lăudat, onorat. Na, poate tu nu știi despre cineva care este gelos în legătură cu situația ta financiară sau poate să fie o persoană care este stabilă material, cineva care riscă foarte mult, care vorbește frumos despre tine, dar care în același timp văd eu că este gelos sau geloasă. Mai vreau o carte, ce nu știi? Bărbatul și boala, deci poate cineva care are o problemă mare, fie de sănătate, fie este gelos, geloasă pe tine. Pe neașteptate, relocare sau casă, deci pe neașteptate rezolvi ceva legat de o casă sau discuți cu cineva în legătură cu o mutare. Hai să vedem, casă, relocare. Poate este o discuție legată de familie sau cineva din familia ta îți poate da o veste pe neașteptate. Un noroc foarte mare pe neașteptate printr-o scrisoare. Da, deci pe neașteptate aici primești o veste foarte norocoasă, foarte bună. Găsești casa visurilor tale, rezolvi ceva important privind casa, privind viața privată. Un noroc mare și o dragoste sinceră. Deci, parcă aici lucrurile încep să se așeze cumva. Vreau să vedem încă o carte aici cu ce nu știi tu legat de banii ăștia, de bărbatul ăsta. Ce nu știi? Este o persoană care are niște obstacole. Are niște blocaje care țin de o persoană cu uniformă sau care țin de o persoană... foarte înrădăcinată în propriile convingeri. Persoana asta are un program foarte bine pus la punct. E ca la armată. Poate chiar și poartă uniformă, nu neapărat să lucreze în armată. Și avem o nouă iubire, o nouă persoană. Deci poate e cineva aici în jurul tău care ar vrea să te cunoască și care momentan stă la pândă și vrea să vadă exact cine ești, ce-i cu tine. Deci cineva stă și stă la pândă. Sau este o persoană care vrea să-ți blocheze aici o nouă iubire. Mai poate să fie.
Și cineva care vrea să-ți facă un cadou în legătură cu o casă, poate este un cadou pentru casa ta, poate este vorba despre o surpriză legată de familie. Poate să fie cineva care și-a pierdut încrederea în relații. Hai să vedem pe neașteptate ce e cu relocarea, cu casa, pe neașteptate. Niște bârfe, niște discuții așa scurte pe care le ai cu cineva. La o petrecere, într-o zi de amiază, poate chiar o invitație pe care o primești. Eveniment, distracție. Cineva care vrea să-ți vină în vizită, poate. Pe neașteptate. Uite, avem aici o relație toxică, dar și noi oportunități pentru o relație serioasă, pentru o căsătorie, pentru un parteneriat. Poate cineva îți propune o mutare. Și ce o să te mire în toată situația aceasta? Avem balanța, justiție, documente, decizie, o hotărâre mare, poate are legătură cu zona juridică, așa cum am zis. Și poate e în curând toată situația aceasta. Ce o să te mire? Ce cu hotărârea asta? Ei, ce o să te mire este că cineva vrea să te revadă. Poate e cineva care se ocupă cu actele. Surpriză și avem tranziție, schimbare. Deci ce o să te mire e cineva care vrea să te revadă și vrea să schimbe lucrurile sau cineva care trece prin niște schimbări foarte mari în acest moment. Și avem noroc. Surpriza este că cineva vine cu rapiditate către tine pentru a povesti despre o decizie pe care a luat-o sau pentru a povesti despre un proces în care este. Da? Poate fi un proces juridic. Ia să vedem noi despre ce este vorba, ce o să te mire. Ok, avem așa familie, grup de oameni, ceva valoros, ceva de calitate. Deci aici pe tine o să te mire, poate cineva care îți propune o întemeierea unei familii, poate cineva care îți propune să fiți împreună, să fie ceva serios, dar poate avea legătură și cu o decizie la nivel de grup, deci în urma unei ședințe sau în urma unei adunări. Și am mai întrebat, am zis că mai vreau o carte să mă lămuresc și mi-a ieșit destinul, deci șansă, noroc, ceva ce așa trebuia să fie. Da. Hai să vedem îngerii romantici ce spun, ce părere am. Ci că este în siguranță pentru tine să iubești, să-ți deschizi inima, să oferi și să primești cea mai mare energie dintre toate. Și avem așa, lasă-ți prietenii să te ajute, cere și acceptă ajutor din partea celorlalți. Rămâi optimist. Se spune că trebuie să faci un efort pentru dragoste sau trebuie să faci un efort pentru această relație. Și ți se spune că rugăciunile, afirmațiile și vizualizările te ajută să ajungeți împreună. Și mai avem aici copil. Iubirea ta începe să fie afectată de către un copil, adică fie lipsa unui copil, fie imaturitatea de care cineva dă dovadă. Da, este o problemă de încredere. Aici sunt niște sentimente romantice, da, pe care, nu știu, poate ar trebui să le explorezi. Hai să vedem oracolul ce spune. Renunță, câteodată este mai bine să renunți și să lași lucrurile să curgă de la sine.
Intensitatea unei conexiuni include momente înalte și momente joase. Deci aici poate unii treceți printr-un test în relație. Și apoi avem testare, puterea și slăbiciunile tale sunt testate. Emoții, uită-te adânc în emoțiile tale. Deci aici ți se spune să vezi exact ce simți tu. Pentru că așa cum tu te hotărăști în interiorul tău, așa universul lucrează ca să te ajute. Remarcabil, notează tot ceea ce este remarcabil la relația ta. E ca și cum ți se spune să pui pe o bucată de hârtie, da? Lucruri bune și lucruri mai puțin bune privind relația, privind iubirea, privind proiectul respectiv. Da? Pentru că văd aici e adevărat că sunt niște iluzii, sunt niște încercări prin care poate treci. Da, hai să vedem oracolul ce spune. Nu îți pot spune tot adevărul. Te-am iertat, dar amintirea ta încă doare. Nu ai meritat dragostea mea. Iubește pe altcineva. Este o persoană care suferă aici. Uite, ci că te visezi în fiecare noapte. Mai vreau o carte. Nu te voi mai răni niciodată. Și un alt mesaj, uite, interesant. Nu voi renunța niciodată la tine. Sunt gelos, doar lângă tine pot să fiu eu. Interesant. Te doresc. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uita că dacă dorești o analiză pentru sufletelul tău gratuită, găsești oricând pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.